De ce nu a ajuns Benone Sinulescu la spital, de fapt? Soția cântărețului, am chemat o salvare privată. Elena Sinulescu, soția cântărețului Benone Sinulescu, trece printr-o perioadă grea, după ce și-a luat rămas bun de la partenerul său de viață cu care a împărțit și bune și rele timp de patru decenii. Din păcate, regretatul artist de muzică populară a fost răpus de bătrânețe și de problemele medicale cu care s-a confruntat până în ultima clipă a vieții. Deși suferea de unele afecțiuni, Benone Sinulescu nu a ajuns la spital. Soția artistului a explicat care au fost motivele pentru care a luat această decizie. Este un moment cumplit, nu am cuvinte să-l descriu. De multe ori mă abțin, nici să nu mai vorbesc. Este un moment foarte greu, despărțirea asta este cumplită. Într-adevăr, am fost foarte compatibili, ne-am împăcat foarte bine. Am rezistat împreună 40 ani, pe care i-am împrimit chiar pe 17 noiembrie, iar el a plecat a două zi. Undeva a vrut să fie o sumă rotundă probabil nu găsesc nici cuvintele, sunt atât de debusolată și amărâtă, încât mi-e greu să vorbesc, vă spun sincer, a declarat Elena Sinulescu la Teo Show. Benone Sinulescu va fi condus pe ultimul drum duminică, 21 noiembrie, la Arad. Acesta a pierdut lupta cu boala după ce a suferit o pneumonie de aspirație în ultimul moment de viață. Regretatul cântăreț avea și probleme cardiace, însă lua un tratament medicamentos. În ciuda recuperării pe care a reușit-o în perioada verii, Benone Sinulescu a fost răpus de pneumonie.